Salut! Am ceva de zis, aproximativ. Încep ca de obicei cu antescriptul. În primul rând e foarte devreme, 6 dimineața. Am încurcat pastilele și am dormit în suturi. Așa că m-am sculat pe la 3. Acum postez. M-am o porție de usturoi ca să o pregătesc special pentru mine. Pe la 10 dimineața probabil mă curc și pe mai văd eu. Dar încep cu antescriptul, ca de obicei. Prin lege, de la București s-a stabilit exact câți dulăi are nevoie un oier pentru a-și apăra turma. Erau toate lămurite în România. Asta mai trebuia. Să stabilească câți dulăi. Și am rezerve că 3 dulăi sunt de ajuns. Dar las așa, vorba lumii treaba de-a. Dar la alta, l-a restat pe unul. Normal. Și o fată din aia anexă la microfon îl întreabă, de unde aveți aurul? Sfântul îi răspunde, de foarte mult timp. Da. Trec la body. Nu mă pot abține să nu mă admir în oglindă. A zis Ted Richards. Cine era? Omul papagal. Căutați-l. Omul papagal la mine pe site aici. Încă n-am ajuns ca ala, cine nu cred că o să ajung. La body, după cum se observă, promit, dar nu garantez, că asta este ultima petiție. În 2015. S-ar putea să mai depășesc planul, că aștept să vină și la protecția consumatorilor. Dar acolo mai am una la IGSU, mai asta cu discriminarea femeilor. Deci s-ar putea să spart planul. Despre ce-i vorba? Intrați pe link. Petiția JPG, până și mouse-ul și-a terminat resursele. Despre ce e vorba? Stăteam și eu ca omul la calculator, când dau pe hol, pe casa scării. Poc, tros, ce-i domne? Mă uit, Dorel cu flexul, șeful de scară. Asista pe Dorinș care instalau un senzor de la de lumină. Când m-a văzut Dorel, imediat a venit la mine. Știți că așa, că trebuie, că acum cu ISU ăsta vin cu amenzi și dacă s-ar scântei pe undeva și reclamă cineva, vai. Zic, bun, ședință de scară s-a făcut pentru asta. Zic, bun, nu, dar dacă trebuie, fac. Dom'le, Nata, n-ai citit ce s-a trimis iar la primărie când ați făcut o lată data trecută cu uși? Ba da! Încă o dată, ședință de scară e făcut. Nu, dar o să fac. Ăsta-i Dorel cu flexul. Sincer, nu mă așteptam să pice așa în capcană. Eu văzusem, vedeți mai jos, o fotografie. Cu asta a început Dorel. Ne-a anunțat că s-a încheiat un contract de serviciu.
Aici e problema. Deci cu asta a început el. El își descarcă. A, faptul că în decembrie 89 a dispărut noțiunea de asociație de locatari, faptul că în decembrie 89 a dispărut noțiunea de șef de scară, faptul că în decembrie 89 a dispărut noțiunea de comitet de scară, nu vi s-a întâmplat și pe 10 decembrie 2015? O să vi se întâmple că vă întâlniți cu unul care socotește milioane, că nu s-a putut reseta. E o treabă nouă. În 2005 s-a făcut denominarea. El în 2015 încă socotește mai departe milioane. Ăștia sunt oamenii. Și am trimis o petiție la primărie, la bunele mele prietene cu care sunt pe Giazichi. O vedeți acum că datorită încercărilor care am făcut cu avocatul poporului, știu să scot acum și în PDF. M-am adaptat la ce cerințe, ce vrea clientul. Doar o pricepe. Și ca să-i aduc aminte cu coanei, am început cu un copy-paste. După ce a zis dânsa că i-a prins de data trecută cu ușile alea termopan, și atunci le-a spus, domnule, ați călcat cu tare, nu vă amendăm din cauza că au trecut 3 luni. E, acum nu au trecut 3 luni. Ce caldă! A, și chiar la începutul petiției am dat un răspuns. Am pus eu problema cu articolul ăla 28 sau pe dracu era. Ce am spus acolo? Că pe două rânduri au băgat un preambul. Urmează 5 rânduri cu generalități. Mai jos în sistem copy-paste, 10 rânduri, copiat articolul 28. Și finalizează, ia sistemul copy-post cu alt articol. Și am lăudat-o. Răspunsul este complet pertinent și edificator, cu excepția faptului că nu răspunde la întrebarea. Rog stabiliți și ne bate câmpii, și nu înțelege legea. Te-am găsit și o scuză. A sărit peste treaba asta, din cauza că nu, nici măcar dânsa, nu poate să mă învinuiască pe mine că eu bat câmpii. Iar politica firmei, de apărare până în pânzele albe a celor harnici și muncitori, nu-i permite să-l nominalizeze pe ăla. E și concluzia la ce am spus, ce am copiat în decizia lor, rezultatul pe 27.08.2015 le explicați ca la copii cretini ce este în vigoare din 2008. Și pe 07.12.2015, Matei Dorel se implică plenar și o face iarăși lată. Și dau clipul, poza. Ne mai cer să facă un control o dată și se amendeze, ca cum poate. Și e foarte dificil să nu-i amendeze, că exact greșelile care le-au făcut data trecută, că sunt și perseverenți tipii. De fapt, lor li se rupe de serviciul relației asociației cu proprietari. Li se rupe. Singurul care ia în serios acest serviciu sunt eu. Dar ca o compensare, nici măcar inspectorii de acolo, organii abilitate, organele că sunt ele, nici ele nu și-au în serios funcția. Păi dacă eu aș fi organ de control și controlezi, găsești niște nereguli. Și ai un motiv oarecare, zic, hai, treacă,
Dar doar nu mai faci. Bun, și după 3 luni ăsta face de nou. Păi nu-l belesc. Că înseamnă că mă insultă pe mine. Dar eu nu știu ce ai insultat. Dar le ofer și o alternativă. Tocmai că eu țin la ei. Că să-și bagă un ghea în gât pentru bani. Accept că alternativă, în locul sancțiunii, se pune să scrie de 100 de ori aspectul 6 și 8, că l-am lungă așa. Metodă eficientă pentru memorie în clasele primare. Și zic, dacă tot îi cheamă pe ăștia la interviu, să le mai pună niște întrebări. Și am o problemă cu memoria. Nu uit. Și dacă ați observat, eu periodic și ciclic tot reiau niște lucruri care le-am atins odată. Ca Mr. Brânduși să explice cum dracu într-un proces verbal susține că ușile Termopan au fost achitate de 2 proprietari, iar în altă parte tot el cu ștampilă și scăritură susține că ușa, una din uși, a plătit-o asta Matei Dorel. De fapt, el zice, ce am montat în 2009, de fapt amândouă sunt montate în 2009, dar trecem pe asta, prin implicarea responsabilului de scară. Cum? Că tot în concluziile lor, reiese că ăsta ne-a explicat de ce a luat și 900 de lei. N-a avut chitanțe pentru ușă. Da, aici pe scară, supărat până la Dumnezeu că a trebuit să vină din nord, de la el, de la fermă, că l-au chemat ăștia să dea lucrări de control și l-a costat 300 de lei treaba asta. Mi-a crăpat obrazul de o rușină. Fiindcă vinovatul principal sunt eu. Eu am spus, bagă-mă mâna în banii acolo și umflă-și tu 900 de lei. Îmi crapă obrazul de rușine mie. Ce spune mai departe? Ce spune asta că se uită la asociații de locatari, se uită de asociații locatari, șef de scară, comitet de scară și bag și un fitil. Chiar doamna de la serviciu, relația asociației cu proprietari, de mai multe ori am prins-o că spune șeful de scară A, comitetul de scară A. Păi dacă nici măcar ea nu pricepe că asta a dispărut în 89, ce pretenție se mai am de la ăștia? Mai departe bag niște fitile. Nu ai ce contract de serviciu să faci neexistând instalație electrică cu senzor. La ora actuală, instalație electrică pe casa scării, pentru luminat, la care s-a intercalat înainte de pe un senzor. Deci nu o instalație specială, ea existantă. Iar senzorii nu se repară. N-ai ce să repar la ei. Nimic nu mișcă. Face bum, în jur de mamă, deșurubezi, scoți 3 fire, cumperi altul, pui la loc. Asta e tot. Cum să faci service? Mentenanță. Faceți comparația cu service-ul la mașină, că acolo faci un contract de service. Și te cheamă ăla. Dom'le, vezi că ai mai făcut 1000 de kilometri. Mai dă cu vaselină pe aici, mai facem curtare, schimbăm uleiul, schimbăm filtrul. Deci să face mentenanță. Ce mentenanță să faci la ăstea? De 10 ani funcționează fără mentenanță. Și acum, dar le-am dat și o idee, că tot s-o mare cu contracte de service. Să facă contract de service la balustradele scării. Da. Că mai sare vopseaua, deci trebuie un retuș așa cu vopsea, mai este rugina, trebuie zgâriat puțin cu șmircă, dat cu grunt, așteptat, venit după aia de nou și dat cu vopsea ca să aduci la culoare, la nuanță.
Deci asta, servezi asta, poate face. La balustrate. S-a spus acolo, nu sunt șocat de modul de comportare după ce am văzut clipul scos de IGSU. Campanie de informare, improvizații, pericol. Știți că acolo apare unul care, un actor care joacă rolul unui țăran, care a ajuns la bloc. Se apucă și repară într-o veselie tot ce e pe instalație pe acolo. Și tot spune tare, las că știu eu ce fac. Na! Și ăștia mei sunt exact la fel. E un mic apropo aici, că și ăștia mei de fapt sunt toți sărani mutați la bloc. Așa că clipul ei sunt de veridic și are o bază legală. Dacă a ajuns aia la IGSU, să spună că las că știu ce fac, e lozincă națională. De fapt, dacă vă uitați și la guvern, pe același lucru, tot așa. Madame Plumb, cu taxa ei auto. Prima înmatriculare sau ceva în genul ăsta. Dacă citea dracului legea, nu mai scotea. Dar ce să citească legea? Las că știu eu ce fac. Ei, și mai bag o strâmba. Că le-am spus, domne, că transparență. Și mi-au spus în răspuns. Administrația publică locală asigură transparență, nimic, neavând nimic de ascuns. Rată mi-a trebuit. Pe internet, Google, ce-am descoperit că o lege, 52 din 2003, privind transparența decizională în administrația publică, tocmai din 2013, republicat. Și am scos de acolo un extras. Ce presupune să facă cu coana, nu numai la vorbe, că noi asigurăm transparența. Că la ora actuală ce se întâmplă? Eu fac o reclamație. Tipa după ce înjură, îl cheamă pe Brândușe, se încuie în camera de consiliu și o întorc și pe față și pe tot și după aia îmi dă pe stoi cu răspunsul. Chesti los. Dar cum am ajuns la răspunsul ăla? Ei, aici în lege spune că eu am dreptul să particip. Fiindcă eu am venit cu propuneri constructive și cu asta închei petiția. În consecință m-a anunțat când are loc procesul deliberativ a reclamației mele și m-a oferit posibilitatea de a-mi exprima punctul de vedere. Și recunosc că acolo articolul 10, normal adoptarea deciziilor administrative ține de competență exclusivă a autorității publice. Nu mă bag. Eu fiind de față acolo, nu mai pot ăștia să bată câmpii, că-i trag de mânecă. O apucă de-am blaua pe Madame Bucurenciu și îmi pare așa de rău că dânsa la un moment dat a dat un răspuns extrem de pertinent. Zic, bă, a venit și una care îi merge mintea acum și... Dar după aceea s-a sucit și dânsa, a intrat în trendul. Bun, asta e petiția. Am terminat cu asta. Dacă vă uitați, să-ți mai sunt niște link-uri, ca să fie și mai distractiv, că asta e cam aridă. S-a făcut un experiment. Au cumpărat o Biblie, au cumpărat un Coran, au urmărit ca să aibă aceeași dimensiune, au rupt coperta de la Coran, și-au rupt coperta de la Biblie și-au blăcat corpul de la Biblie în Coran. Și pe-a mers pe stradă. Și-a zis, uite tu, nu ce scrie în Coran. Toată lumea se tiză până la Dumnezeu. Și după aia l-a arătat că de fapt scrie în Biblie. Și-a dovedit că oamenii habar n-au. Mi-a plăcut unul de ei. Tot este că de fapt o prejudecată. Încerc întotdeauna să nu judec, dar se pare că fac acest lucru. Este ceva ce face în mod inconștient. Asta e.
Minte, proprietate personală, nu se găsește pe piață. Un articol, multitasking, vă las cu o curiozitate. Îmi place cum a scris ăsta Iulian Comănescu și are foarte multă dreptate. Și ultimul link, trăiți-vă sau faceți. E un tip, Adrian Maniuțiu, cu care am avut chiar un mic conflict, că i-am atras atenția despre secui și a pus problema în emisiunea lui despre secui, dar a mers pe vârful. Mitică! Gata, am terminat. Iar fie încât am vorbit. Da, 21 de minute. V-am zis, sunt obosit. Nu prea sunt în parea mea, mă înțelegeți. Și ne întâlnim la camera de consiliu. Oh, ce să se bucure. Ultima petiție, promit. Da, eu știu. Se mai mi-aduce posta electronică. De întâlnire ne întâlnim peste două zile.